Pacea Domnului, prieteni! Eu sunt pastorul Vasile Filat de la Biserica Buna Vestire din Chișinău și iată acum chiar mă aflu în clădirea pe care am procurat acum pentru biserică și unde lucrăm ca să finisăm încăperea aceasta. Este chiar în centrul orașului, lângă piața centrală și vreau să vă răspund la o întrebare chiar de aici, din încăpere, acum unde se desfășoară lucrările. Și întrebarea este următoarea. Ce spune Biblia despre nașii de botez? Care sunt responsabilitățile? Unde e scris despre nașii de botez? Bine, dragii mei, despre nașii de botez nu este scris nicăieri în Biblie. În Noul Testament nu găsim nicio singură mărturie, niciun singur caz când la botez ar fi fost nașii, prezenți nașii. Deci, cine sunt nașii? În Biserica Ortodoxă sunt nașii, acolo unde sunt botezați pruncii, acolo sunt nașii și nașii sunt persoanele care fac mărturisirea de credință în locul și în numele celui care se botează. Pentru că acela este un prunc care este inconștient, el nu are credință, nu poate face mărturisirea aceasta și atunci sunt maturi care își au responsabilitatea să facă mărturisirea aceasta. Dar, cum v-am zis, nu există niciun singur caz. În Biblie, Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, a spus: mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și în alt loc a spus: cine va crede, a spus: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Deci, cum vedeți, nu este separat. Cineva crede și mărturisește și altcineva este botezat. Nu, cel care crede și mărturisește, același trebuie să fie botezat. Se botează cel care a crezut. Însă v-am zis, există practica aceasta. Iată, de exemplu, este un caz în Biblie când i-a vorbit Duhul Sfânt evanghelistului Filip. L-a trimis pe un drum care cobora spre Gaza și acolo l-a întâlnit pe un famen etiopian, un om cu mare vază la împărăteasa Candace a etiopienilor și omul ăsta tocmai se întorcea de la Ierusalim. El citea prorocul Isaia, Filip s-a cerut să stea alături de el, i-a prezentat Evanghelia, a spus și despre botez și când au ajuns la apă, famenul a văzut apa și a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și atunci Filip i-a zis: dacă crezi, se poate. Și famenul a zis: da, cred din toată inima că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Atunci s-a oprit și l-a botezat. Vedeți, fără credința personală a famenului nu putea să aibă loc botezul acesta. Acum, cât privește practica aceasta a nunilor, a nașilor de botez, v-am zis, nu este o practică biblică, asta s-a făcut ca să fie o persoană matură care mărturisește și persoana aceasta trebuia să-i devină părinte spiritual copilului, ca apoi să-l învețe credința creștină, se cerea să fie oameni spirituali, să-l învețe credința creștină și ei, ca și conform învățăturii Bisericii Ortodoxe, oamenii aceștia devin rudi de acum și iată, chiar canonul 53 al sinodului 6 ecumenic spune că nașul se leagă cu finul și cu părinții lui printr-o rudenie spirituală care este mai mare decât cea după trup. Prin acest canon este interzisă căsătoria între naș și mama finului și că în cazul când s-ar încheia o asemenea căsătorie, ea trebuie să fie despărțită, iar cei ce o încheiaseră să fie supuși epitimilor pentru desfrânări. Iar vă zic, nu este o învățătură biblică, nu o găsim, nu se regăsește nicăieri pe paginile Sfintelor Scripturii o astfel de învățătură. Să vă spun și istoria mea. Eu tot am fost, așa mi s-a spus că am fost botezat când am fost mic și iată, am naș, mai mulți au fost, pentru că la noi în Republica Moldova aici sunt mulți, știu că în alte țări, de exemplu în Rusia, este unul, un singur naș de botez, la noi mulți. Dar nu am primit de la nimeni din nașii mei de botez, niciodată nu am primit învățătură despre Dumnezeu. Nimeni din ei nu m-a învățat un singur lucru elementar despre Dumnezeu, niciodată. Deci asta era principala lor responsabilitate. Dacă tot și-au asumat răspunderea să mă boteze pe baza credinței lor, era responsabilitatea lor să mă învețe ceva din Scripturi. Nu m-au învățat nimic. Când nu-L cunoșteam pe Hristos, tânăr fiind, am fost și eu invitat
să botez un copil și am botezat și eu de asemenea un copil și iată chiar când pregăteam răspunsul acesta, m-am gândit să o contactez, am căutat să o contactez pentru că vreau să-i spun, ai responsabilitatea mea, vreau să te învăț despre Hristos, vreau să te învăț din Sfintele Scripturi. De aceea, dacă sunteți nași sau nașă de botez, atunci, în primul rând, trebuie dumneavoastră să credeți din toată inima în Iisus Hristos. Citiți neapărat Biblia și urmați învățătura Bibliei. Urmați-L pe Domnul Iisus Hristos, alegeți să-L urmați din toată inima și apoi grăbiți-vă să vă îndepliniți responsabilitatea față de cei pe care i-ați botezat, să le spuneți lor, să le spuneți că aveți o datorie față de ei înaintea lui Dumnezeu și vreți să-i învățați din Sfintele Scripturi. Nu știu câți din ei vor dori, dar cei care vor dori, pe aceea să vă grăbiți și să-i învățați. Însă, dacă ai naș sau nașă de, naș sau nașă de botez, atunci, și îl cunoști deja pe Domnul Iisus Hristos, ca mine, atunci mergi să le spui Evanghelia la oamenii aceștia. Iată, eu când pregăteam emisiunea asta, imediat am scris la sora mea mai mare, că ea trebuie să știe, am scris sorei mele mai mare, o contactez, o să mă întâlnesc, i-am spus, fă-mi, te rog, lista cu toți nașii mei de botez, toți acei care au fost la botezul meu, dacă îi cunoști tu pe ei, dacă mai este cineva din ei în viață, vreau numai decât să-i contactez pe fiecare din ei și să le spun, eu sunt creștin, eu urmez Evanghelia, dar trebuie și voi să urmați și să le spun ce implică a fi creștin ca să ajungi în Împărăția Cerurilor. Vreau foarte mult să le explic mesajul Evangheliei, să le spun că fără naștere din nou nu poate intra nimeni în Împărăția lui Dumnezeu. Și asta e cel mai important lucru. Și fără credință personală, fără a-L urma pe Hristos, nu este posibil ca să fie mântuit cineva. Iată, asta vreau să fac și asta vreau să vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți. Și vreau de asemenea să vă spun că în locul acesta pregătim încăpierea aceasta pentru ca să ne închinăm lui Hristos. Aici Biserica Bunăvestirea se va aduna în centrul orașului și aici îi vom învăța pe oameni din Scripturi așa cum o facem acum. Acum ne adunăm la strada Ciocârliei 2/8, însă în curând vom veni aici și puteți și dumneavoastră contribui. Vă invit și pe dumneavoastră să contribuiți ca să finisăm cât mai curând acest local. Vrem să-l facem un local bun, frumos, comod, unde vor putea veni toți oamenii de toate vârstele și să-L cunoască pe Hristos aici, să învețe despre Hristos, să primească răspuns la întrebările lor. Inclusiv vrem aici să facem studio pentru Moldova Creștină, unde vom înregistra aceste mesaje pe care le filmăm aici. Dacă v-a fost util acest mesaj, vă rog să îl distribuiți ca să-l audă și alții. Dacă nu sunteți abonați la canalul nostru, abonați-vă acum și dacă locuiți în Chișinău sau în Republica Moldova, vă invităm la Biserica Bunăvestirea, vă invităm să ascultați Evanghelia, să învățați din Evanghelie aici și să vă alipiți de biserica noastră, să deveniți membri ai acestei biserici. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Crăciun fericit!